Vă salut! Revin la canalul ăsta care l-am numit eu Costin cu Dacia Spring. Ia, stați așa să intru aici. Deci așa l-am numit acum. Pentru că aici mai postez și eu diverse. Și când o la mașina o să fac filmulețe cu prezentarea ei, mă rog. Așa. Câți abonați am eu aici? 1600. Da, mă rog, așa. Hai să intrăm puțin la date statistice. Uite aici. Să vă arăt eu ceva. Așa, aici sunt filmulețele. Așa. Dacă mă descurc mai greu, că trebuie să și filmez. Deci, date statistice. Deci, aproximativ 25.000 de vizualizări. Da? Și pentru cei care sunt curioși tare de tot, deci, la 25.000 de vizualizări, într-o lună de zile, uite, scrie aici, ultimele 28 de zile, da? Propriul, a, scrie așa aici. 28 de zile, a, uite mă, scrie așa aici, dar nu vedeam. 25.000 de vizualizări, da? Ce bani s-au strâns? Uitați-vă aici, 48 de euro. Zi, 50 de euro, da? Deci 50 de euro într-o lună de zile la 25.000 de vizualizări. Și vreau eu să mai dau într-un loc să vă arăt ceva cu tare de tot. Uite aici vreau să ajung. Ia uitați-vă aici. Care vrea să aboneze. Și el imediat, gata, comunitatea Gavrilă, săriți în ajutorul lui Costin. Uite-ți comunitatea, Dragoșe, tu ești în frunte și comunitatea ta e aici. Le vezi tu numele scris aici? Asta e comunitatea ta, da? Tu i-ai chemat. Veniți aici să-l ajutăm pe Costin, că eu știu care era mersul tău. Deci tu vrei să te lauzi că tu îmi cumperi mașină cu comunitatea ta. Și acum hai să-ți arăt ce face Costin. Cu comunitatea ta, da? Fii atent ce face Costin. Apasă aici pe un butonaș și zice așa. Ce zice aici? Susțin pentru Dacia Spring, da? 9,99 lei. Și eu zic aici. Unde trebuie să scriu? Stați așa. Editează. Uite-te bine, Dragoș, ce fac. Deci tu mi-ai dat 4,50 lei ca să-mi cumpăr o mașină, da? Și uite ce face Costin. Șterge canalul. Da? Uite aici. Șterge. Și acum, ia să vedem ce scrie aici. Șterge acest nivel, da. Dacă ștergi un nivel, toți membrii din acel nivel, adică toată comunitatea Dragoș Gavrilă, care s-a abonat la mine, împreună cu el, să-și modifice nivelul. Nu-i mai anunț să modifice. O să-și primească banii înapoi toată comunitatea, da? Uite, îi va fi rambursată plata. Eu văd mai greu că știți că nu am vederea bună. Modificările pot fi publicate, dar după aprobare. Deci îi dăm bănuții repede înapoi. Uite aici, deja îi dau șterge. Uitați-vă, aici s-a șters, da? Nu mai există canalul ăsta. Și dau aici înainte. Și ce mai zicem să mai dau? Uite aici, am bifat și zice, toți membrii de la nivelurile șterse își vor pierde calitatea de membru și vor fi rambursați pentru ultima lună. Adică eu îi dau banii înapoi ca să-și cumpere el o mașină nouă de banii aia, știi? Cu comunitatea lui care îl susține și să laudă. Așa că nu ți-a mers șmecheria, Dragoș. Înțelegi? Nu ți-a mers. Ai vrut să faci o șmecherie, să așa, dar nu ți-a mers cu mine. Că Costin e băiat isteț. Și gata, tăticule, s-au dus banii înapoi la Dragoș în buzunar, că el a zis că face el o ofentă să mă bage pe mine în jocul lui. Nu merge, tăticule. Da? Costin se descurcă.
și fără acel ajutor de la tine, de la comunitatea ta.